Accidentul s-a produs în iulie 2014 pe o trecere de pietoni de la intersecția străzilor Gheorghe Doja cu Jean Bart în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Aflat la volanul unui autoturism de teren, Marius Hotin a lovit în plin un copil de 5 ani și pe verișoara acestuia care îl ducea de mână. Copilul a fost proiectat la o distanță de 10 metri, după care a fost călcat a doua oară de mașină. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În urma vizionării imaginilor, anchetatorii au constatat că șoferul autoturismului de lux nu a încetinit deloc viteza în zona trecerii de pietoni. Șoferul, în vârstă de 34 de ani, a susținut că nu a observat cei doi pietoni pentru că a suferit un acces de tuse și își căuta spray-ul inhalator prin buzunare. Marius Hotin a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Suceava la 3 ani de închisoare cu executare, dar pedeapsa a fost redusă cu un an de judecătorii Curții de Apel Suceava. În plus, judecătorii i-au aplicat interdicția de a mai conduce autovehicule pentru o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei cu închisoare. Sentința este definitivă și executorie.